De ce investiții ai nevoie ca să faci peste 1000 de euro pe lună? Sunt destul de multe investiții pe care poți să le faci astfel încât să obții 1000 de euro pe lună. Și o să vin cu exemple, zic eu, concret. Foarte important, eu nu sunt consultant financiar, doar îmi împărtășesc ideile. Restul faceți voi ce știți voi pe banii voștri. Avem așa, hai să dăm niște exemple. Ca să faci 1000 de euro pe lună, 1000 de euro pe lună. Probabil că o să mă întrebați ca în fiecare clip ce folosesc aici. Eu un iPad 2020 cu un Apple Pencil 1 și folosesc screen record din funcția iOS. Așadar, 1000 de euro pe lună. Poți să-i faci lucrând, deci job, 8 ore, 4 ore, 16 ore, câte ore vrei tu. Salariul mediu acum în România e vreo 3800 de lei, pe București aproximativ 5000, deși mulți câștigă 3000, mulți câștigă peste 10000, în București, în Cluj se găsesc salarii mari, dacă ești bun în ceea ce faci. În fine, discutăm și ne axăm mai mult pe veniturile pasive. Pentru a câștiga pasiv 1000 de euro pe lună, la momentul de față ai nevoie de, dacă discutăm de imobiliare, uite eu de exemplu chiar astăzi, când filmez clipul ăsta, peste 2 ore mă duc în București, am un potențial chiriaș care m-a contactat de mai multe ori, a fost insistent, pentru garsoniera din Piața Romană. Vreau să o închiriez cu aproximativ 360 de euro pe lună. Am dat pe ea 50.000 de euro. La cheie nu-i fac nimic. Deci ai avea nevoie de cel puțin 3 garsoniere sau 3 apartamente. Și aici mai ai și alte costuri. Renovare, o lavabilă, taxe, impozite, asigurări, mă rog. Deci aici poți obții un 1100 de euro brut, net pe undeva la un 700-900 net. Deci ca să obții 1000 de euro pe lună ai avea nevoie cam de 4 garsoniere, ok, spre exemplu, pentru 1000 de euro net lunar, care asta înseamnă deja aproximativ 200.000 de euro, dar acum depinde când l-ai cumpărat, poate ai cumpărat când erau mai ieftine. De exemplu, garsoniera asta pe care am cumpărat-o, ea a fost acum 8 ani de zile, 23.000, ceva de genul ăsta. Deci dacă nimereai 5 astfel de garsoniere acum 5 ani, cine investea acum 5-6-7 ani când piața era jos pentru chirii, cu 120-130.000 de euro ai fi avut acum 1000 de euro pe lună și amortizai din cost. De-aia contează foarte mult time in the market, cât ai în piața asta, în investiții, de cât timp deții acele investiții, foarte important. Deci asta la, scriu aici, IMO apartamente, trec IMO 1. 1000 de euro net poți să obții și dintr-un singur spațiu, adică dacă ai un spațiu într-o zonă bună pe care dai un 200.000 de euro. Am văzut un anunț chiar zile trecute pe OLX sau pe imobiliare.ro, un spațiu de nu mai știu câți metri, în drumul Taberei, stradal, închiriat la o farmacie, cerea 264.000 de euro pe lună. Cerata pe spațiu și chiria era 1400 de euro, avea deja chiria și existent o farmacie cu contractul în derulare. Deci la 1400 de euro pe lună ori 12 împărțit la 264.000 cât cerea, dar în mod sigur mai negociază, înseamnă un randament de 6,4%, cam subțire. Poate negociezi să-i dai un 200-220.000 și atunci ar fi mai interesant. La 210.000 înseamnă un randament de 8 și ai luat 1400 brut cu taxe, cu asigurări, cu impozite, cu 1100 net. Deci ai avea nevoie de un spațiu de aproximativ 200.000 de euro sau spații mai mici cu aceeași valoare, 80.000, 60.000 ori 3 și scoți peste 1000 de euro net. Asta ar fi IMO 2. Mulți știu că o să-mi spuneți, da bă, dar de unde 200.000 de euro? Aici intră frumusețea bursei, pentru că pentru a-ți cumpăra o garsonieră într-o zonă bună, discutăm de minim 40.000 de euro
de acolo pornesc prețurile. Acum poți să iei și cotețe din alea de 18 metri cu 25.000 cu risc 1 pe nu știu unde, sau vai de capul lor care necesită renovare, să închiriez cu 150-200 de euro, da? E cam, nu știu, nu spre gustul meu, cel puțin. Noi nu discutăm despre ele. Nu înseamnă că nu pot fi o oportunitate foarte bună, dar mi se pare un pic cam atragi oameni cu venituri foarte mici și apar riscuri mari. Aici vine frumusețea bursei. Pe bursă, dacă investești în companii, hai să trecem aici, RO, de exemplu, bursă RO, sau hai lăsa bursă în general. Pe bursă poți să investești sume mult mai mici, să obții dividende, să le reinvestești. Asta este frumusețea bursei. Rata cu care poți să faci compounding, adică să obții un APY, adică un efect compus, APY, un efect compus, este mai mare. Deci dacă luăm 15 ani, da, durata medie de amortizare a unui imobil, îți iei o garsonieră de 50.000, cum am luat eu, o închiriez cu 350 de euro, în 15 ani îmi amortizez banii pe garsonieră, abia după 15 ani, teoretic, dacă nu se ajustează prețul, e inflație, dar se vor ajusta, și mai e vorba și de apreciere, îți amortizezi teoretic garsoniera. Abia după aia poți să mai pui niște bani sau să ții alta. Ca să faci, nu mai faci 350, să faci 700 de euro. Repet, în condiții ideale. Nu e inflație, nu e apreciere, vorbim doar de amortizare, dacă presupunem că prețul ar fi constant la chirie și că ai avea chiriași tot timpul. Mai o să-mi spuneți iară prin comentarii că da, dar nu e în calcul gradul de ocupare. Depinde unde îți cumperi. Garsoniera asta pe care am luat-o, nu am pus anunț, nu am făcut postare neapărat dedicată pe undeva prin media că vreau să o închiriez și au salvat oameni anunțul, număr de telefon de la fosta agenție imobiliară care s-a ocupat. Vreau să țină numărul, să sune, pentru că începe facultatea la S și agenția m-a contactat dacă vreau să închiriez. Au primit zeci de telefoane în perioada asta, fără să existe acum un anunț activ făcut de mine, adică un anunț vechi, de mult expirat, și de acolo vin telefoane acum prin agenția care s-a ocupat. Adică și azi e posibil să-l închiriez fără, repet, să pun anunț, să-l promovez, pentru că în zona unde am eu nu există de închiriat. Deci dacă ai o proprietate într-o zonă foarte căutată, s-ar putea să nu o ții niciodată goală sau, nu știu, maxim o lună, două, dar nici așa, o lună, două la 2 ani. E puțin. Da, trebuie să luăm în calcul și gradul de ocupare, cât stă goală, cât nu știu ce, renovat, dar tocmai de aceea am zis, am scăzut aici în mai sus cât vine net. Am scăzut o parte, să zicem că intră acolo și faptul că stă goală pe termen lung. Așa, deci la bursă, dacă ai acțiuni, de exemplu, în România. Deci în România eu am avut și încă am, adică am acțiuni la energie. Da, deci am Nuclear, Transgaz, OMV, Compet, Purcari, Rompetrol, Well Services și ce mai au, toate dau dividende foarte mari anul ăsta. Ce-i drept, anul ăsta e mai special pentru că e o criză energetică, război, nu știu ce, prețuri mari și cumva umflați aceste companii. Dar în medie ai putea să scoți un randament de 6-7%, depinde, sunt ani în care poate scoți 5, sunt ani în care poate scoți 9, pui 7% pe an randament în dividende, care dacă obții 7% pe an la aproximativ 50.000, la 50.000 de euro investiți, tu iei un 3500 pe an. 3500 pe an ori 12 luni ar fi vreo 290 de euro. Ți se retrage impozitul pe dividende și cam atât alea taxele. În mare. Mai e CSS-ul dacă depășești depozitul de minime, în fine. La anul chiar 24, 6 12 24 începând de la anul, înseamnă atât pe an, pe lună, pardon. Sau 3500 pe an. Frumusețea este că ăștia 3500 poți să iei, să-i bagi înapoi, să faci 53,5k. Anul următor iei mai mult și în ăștia 15 ani tu faci o dobândă compusă. Adică randamentul tău pe 15 ani va mai 7%, poate va fi undeva la
12, 14, se apreciază acțiunile, mai vinzi unele, iei altele, nu știu, crește cum a fost Teraplastul, a crescut prea brusc, bă, stai așa, că am randament 100%, hai să le vând, să iau altceva. Adică eu asta am făcut, am vândut Teraplastul la 100% și l-am băgat în nuclear. Nuclearul era 36, nuclearul acum e 50. Teraplastul nu mai e 1,20, acum e 60. Deci am făcut o mișcare destul de bună, zic eu. Și e de urmărit, bă, când crește ceva mult prea mult și mult prea brusc, e de vândut și bagi în altceva care e mai stabil, e pe termen lung. Mă rog, asta e altă discuție. Dar de câți bani ai nevoie ca să obții dividende serioase? Eu în momentul de față în BVB am 70.000 de euro. Iar la 70.000 de euro anul ăsta a fost foarte bun. Foarte bun, adică anul ăsta din 70.000 de euro cred că obțin dividende și acțiuni și am mai obținut, deci OMV undeva la 25.000 de lei, plus acțiunile pe care pot să le cumpăr cu reducere, urmează acum să anunțe, să le cumpăr cu reducere cu 10 bani și pot să le vând cu 40 și alea sunt 12.000 de lei dacă le pui beneficiu. Hai un 8.000 de lei de fapt, că cu 3.000, 4.000 le cumperi, 8.000 de lei. Plus furcare, plus RomGaz, plus SNN, plus ce am, mă duc lejer la un 40.000 de lei dividende anul ăsta, adică vreo 8.000 de euro, 11% deja anul ăsta. E un an special, repet. În bursă sunt ani în care ceva bubuie, dă dividend mare, sunt ani în care poate nu se dă deloc, pauză. Dar ai o medie, medie de apreciere, medie de așa. Se făcuse un calcul mai demult de cineva, domne, din 99 până în prezent, luând în calcul inflație, dividende reinvestite și apreciere, randamentul a fost un pic peste S&P 500. Adică, nu știu, cât era, 17% pe an. Era un calcul făcut de cineva, de, cred că, Știința Banilor, parcă, dacă nu mă înșel. E un articol acolo în care scria că din 2000 până în prezent, bine, asta era cu un an, doi postarea, în 20 de ani, randamentul mediu cu dividende reinvestite, efect compus, apreciere și inflație luate în calcul, undeva la 17% pe an. Cred că și proprietățile, dacă stau să mă gând, dacă cumpărai în 2000 în România proprietăți de 100.000 de dolari, apartamente și le închiriai de atunci până în prezent, aveai de asemenea randamente foarte mari. Erau apartamente, garsoniere cu 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 de dolari. Acum nu mai există așa ceva. Adică orice fi cumpărat atunci în 2000, acum era 40, 50, 60, 80.000 de dolari. Deci aveai un câștig foarte mare prin apreciere și un câștig destul de mare din chiriile acumulate pe termen lung și reinveste cu efect compus. Ideea este ca să ai randamente foarte bune, să reinvestești niște ani, să faci efectul ăla compus, minim 5 ani. După 5 ani se văd niște rezultate spectaculoase, nu mai vorbim de 10, 15, 20, cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai spectaculos randamentul. De-aia este foarte important să investești de vreme. Adică dacă te-ai pus să investești la 30 ca să-ți fie bine la 60, o să fii foarte bine. Și la 40 dacă te-ai pus să investești pentru 60, da, dacă te-a pus să investești la 20 pentru, nu știu, pe termen, un spectru mai lung așa, iar o să fie bine. Anul ăsta 40.000 de lei, eu am luat dividende din bursă, am avut randament de peste 11-12%, pe care pot să-l reinvestesc. Asta e frumusețea, poți să reinvestești. De câți bani ai nevoie în bursă ca să faci 1.000 de euro pe lună? S-ar putea să ai nevoie de, nu știu, dacă vrei acum pe termen scurt, s-ar putea să ai nevoie tot așa de 150.000 de euro, aproximativ, depinde ce iei, ce dividende se dau, ce apreciere are, cum e piața. Dar dacă reinvestești 1-2 ani, se mai apreciază, s-ar putea cu puțin noroc să ai nevoie de mai puțin bani să faci 1000 de euro pe lună. Poate ai noroc și urmărești și prinzi un dip în bursă din ăla de o zi, două, cum a fost cu războiul, a căzut nuclearul. Aoleu, nu știu, atunci era 29 de lei, s-a dus buf, așa, și acum ai 50, aveai 20 de lei câștig la acțiune din martie până în prezent, sau din februarie până în prezent, ce sunt 6 luni, în 6 luni să ai aproape 50% câștig, plus dividende. Deci sunt oportunități, de-aia e de urmărit. Mulți spun că fac dollar cost average, cumpără constant de anumită sumă. Mie mi se pare mai interesant să cumperi constant de anumită sumă mereu când cade piața. Adică când sunt din astea, știi, e așa normal, buf, ei, atunci cumperi. Mai merge, mai stă, buf, iară cumperi, știi? De câte ori faci un pic în jos să cumperi. Cel puțin așa am făcut în ultima perioadă, la NIO, la toate. Da, deci
Suma medie cam 150.000 de euro, ca să facem long story short, 150.000 de euro, dar aceste sume pot fluctua. Poate ai nevoie de 200.000 dacă îți cumperi ceva cu randament mai mic, poate ai noroc și ai nevoie doar de 90.000 și ai un randament foarte bun, dar astea sunt rarități. Cam 150.000, însă ăsta ar trebui să fie un... o țintă, bă, vreau să ajung să fac 1000 de euro pe lună pasiv, ca să-mi suplimentez veniturile, ca să am o pensie, ca să-mi fie bine, mai ales că la bursă ai o altfel de lichiditate față de imobiliare, unde te chinui, pui anunț, contract, notar, taxe, vizionări, bătăi de cap. La bursă dai ordinul, sell, bam, așa faci. Pot să vă fac demo, deci pot să vând tot portofoliul, dar nu aș vrea să fac asta cu comisioane, dar pot să vând tot portofoliul într-un sfert de oră, la market price. Asta e frumusețea, vând acum, în 3 zile pot să scot banii și în încă în 5 zile am tot banii pe care am în bursă, mi-i virez în cont. E mare diferență față de imobiliare și, repet, ai frumusețea și posibilitatea să reinvestești mai ușor. Acum, dacă ai 15 garsoniere și în fiecare an iei chirii, teoretic în fiecare an din chirii îți mai e încă una. Dar nu cred că sunt foarte mulți oameni care dețin 15 garsoni. Sunt care dețin, dar nu sunt foarte mulți. Ideea este să pornești de undeva. Dacă ți-e greu să pornești cu o garsonieră, e mai ușor să pornești cu un 2-3 mii de lei să cumperi acțiuni. S-ar putea să vină o perioadă în această toamnă în care totul va mai cădea. Deci nu cred că este neapărat acum cea mai bună perioadă să cumperi, să investești de toți banii. Adică eu asta aș face acum, dacă aș investi pentru prima dată în secunda asta, mi-aș deschide cont la bursă, la Interactive Brokers, TradeView și cam atât, în mare parte, și aș face niște plasamente mici de câteva sute de lei ca să urmăresc. Adică aș lua un 1000 de lei, 500-1000 de lei OMV, 500-1000 de lei niște nuclear, nu știu ce, și urmăresc. Când o să scadă sau dacă scade dramatic, mai iei. La toamnă eu cred că vor mai scădea. Bursa este destul de umflată la nivel mondial, iar dacă bursa pică internațional, va pica și prin România. Sunt strâns legate, plus că avem și noi companii listate în România care... adică sunt listate și internațional. Dacă pică internațional bursele, o să pice și în România și atunci ar fi probabil un moment propice să investești mai mult. Adică e bine să investești constant o anumită sumă. Piața acum e relativ încă sus și bine să intri cu câte puțin dacă intri. Să nu intri grămadă cu toți banii, că mâine cade piața cu 15% și te oftici. Că acolo e fix un randament. 15% e un randament deja. E un procent. Deci ai nevoie de plus minus 150.000. Acum poți să diversifici cum vrei tu. Poți să-ți iei o garsonieră, acțiuni, cripto, obligațiuni acum, da? La cât e inflația, nu prea îmi plac mie. Poți să-ți iei 3 garsoniere, poți să-ți iei doar acțiuni, poți să-ți iei acțiuni în România sau internațional, poți să-ți faci o hiperdiversificare din asta, să-ți iei câte 10, 15, 20 de acțiuni la o grămadă de companii, să-ți iei. Zile trecute am luat un dividend pe 3.2 de la National Grid din UK, de la Barrick Gold, de la AT&T. Am câte o acțiune, 2, 3, 5, așa, să urmăresc și mai trag un dividend din ăla de 30 de cenți, 50 de cenți, 3 lei, 4 lei, știi? Poți să-ți iei, nu știu, dacă n-ai încredere într-o singură firmă, poți să urmărești 20 de firme și la fiecare să cumperi câte puțin, faci o medie de randament, faci o medie de... nu știu, de cost, faci o medie, faci niște calcule. Acum mie nu-mi place hiperdiversificarea asta pentru că nu prea ai foarte mult control și ai de urmărit în permanență acele companii. Nu știu, mi-am băgat banii, de exemplu, cam în 5-6 companii, mare parte românești și câteva. De fapt, cred că mai multe, sunt 6-7, dar oricum nu sunt 20-30. Eu m-am băgat așa câte puțin cam în toate. Adică dacă bubuie aurul, am niște aur, dacă bubuie Bitcoin, Elrond, am niște cripto, dacă bubuie piața imobiliară, încă o dată, am niște proprietăți, dacă bubuie, nu știu, pe energy sector, am niște investiții acolo, dacă bubuie în continuare materialele commodities, am niște acțiuni pe Rio Tinto, Vale și o să mai acumulez, dacă bubuie curentul electric, energie, mă rog, petrol, ce mai, iară din nou am expunere, am așa expunere cam pe toate aceste zone, și le urmăresc îndeaproape. Adică mie îmi place să diversific așa și aceste investiții, dacă le ai, îți pot asigura independența financiară, o pensie
și bine să te apuci din timp. Și cu asta închei. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.